Stimați telespectatori, postul de televiziune Apolonia TV vă invită astăzi la o întâlnire cu doamna profesoară Ivancea Mihaela, care candidează din partea Partidului Social Democrat pentru un post de europarlamentar. Bine ați venit dumneavoastră și să-i spunem împreună cu toții și doamnei profesoare, bine ați venit în studioul nostru. Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Da, profesoară, citesc aici în fișa pe care mi-am făcut-o faptul că aveți o activitate, în primul rând, activitatea de formare ca personalitate didactică, deosebit de interesantă, de bogată și de multiplă pe paliere apropiate, dar totuși diferite. De fapt, cu ce vă ocupați la Institutul Agron, la Universitatea pentru Științele Vieții? Științele Vieții. Universitatea pentru Științele Vieții, pe care dumneavoastră o știți și de Institut Agronomic și de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, a fost penultima denumire. Sunt conferențiar universitar la Facultatea de Inginerie a Resurselor Animale și Alimentare din cadrul acestei universități. Sunt prodecan la al treilea mandat și mă ocup cu formarea tinerilor. Mie asta îmi place să spun. Mă ocup cu formarea tinerilor. Da, observ că aveți activitate de predare, de evaluare, de cercetare. Da, mai citesc în CV-ul dumneavoastră, în fișa pe care mi-am făcut-o, că ați fost secretar științific la Centrul de Cercetări Zootehnice al Facultății de Zootehnie, că sunteți membru în comitetul director pentru învățământ la distanță a Facultății de Zootehnie, că sunteți de asemenea membru în Comisia de Calitate. Vă obsedează calitatea, doamna profesoară? Da. N-aș putea să spun că e chiar o obsesie, dar e un subiect de interes. Mă interesează calitatea, mă interesează calitatea în educație, mă interesează calitatea vieții și poate că ăsta este și unul dintre motivele pentru care eu am intrat în politică. Pentru că mă interesează ca cei din jurul meu să aibă o viață de calitate. Cum reușiți să puneți în practică aceste principii pe care le-ați expus așa de frumos în activitatea noastră didactică, de cercetare și ce aveți de gând să faceți la Europa Unită, la Parlamentul European? Parlamentul European. Cum reușesc să le îmbin sau să pun în practică, fiind eu însă... Deci de la niște principii generale, exact, pe care le-ați expus, exact. Cum ajungem să le... Toată viața mea este bazată pe aceste principii. În primul rând de valoare, de respect, de recunoaștere a calității celuilalt și ajungem din nou la calitate. Îmi propun să fiu un reprezentant al țării care participă efectiv la... întocmirea legislației care ne interesează și pe noi. Pentru că vrem, nu vrem, suntem unii nu vor, eu vreau, suntem membri ai acestei mari familii care se numește Uniunea Europeană și pentru că suntem membri în această familie, evident trebuie să respectăm regulile acestei familii și foarte multe lucruri din viața pe care noi o trăim aici, în România, sunt influențate de ceea ce se decide în Parlamentul European. Sunt lucruri care sunt preluate fără să fie și adaptate la specificul național. Și atunci eu îmi doresc să fiu un reprezentant care arată specificul național ca atunci când se iau decizii la acest nivel europarlamentar să se țină cont și de specificul nostru național. Așa, pentru că vorbiți despre specificul național, nu știu dacă chiar e specific națiunii noastre, dar am aflat de pildă cu părere de rău că nu avem foarte multe produse agricole, doamna profesoară, care să fie acreditate, recunoscute ca atare la Uniunea Europeană. Cunoașteți domeniul acesta? Îl cunosc, mai ales că e un subiect pe care eu l-am transpus într-un concurs, concurs de produse, de identificare de produse tradiționale. E adevărat că acest concurs este adresat liceenilor și studenților care au această aplecare spre cercetare de istorie și de gastronomie.
dar e limpede că nu avem foarte multe produse tradiționale recunoscute pe plan european și chiar național, unele dintre ele nu sunt recunoscute ca fiind tradiționale în sensul legislativ de produs tradițional. Și este, și aici este un teren pe care trebuie să lucrăm și pe care se pot face foarte, foarte mulți pași înainte. Aveți cumva în vedere câteva din produsele acestea pe care doriți să le promovați? Bine, nu în caritate, nu mergeți acolo să promovați produsele românești ale nu știu căror firme, nu pentru asta. Nu. Dar în principiu, trebuie să impunem și noi niște produse la nivelul respectiv. Să știți că unul dintre produsele pe care le-am avut, noi suntem cu acest concurs la a șasea ediție, unul dintre produsele pe care le-am avut aproape la fiecare ediție a fost turta cu julfă. Da. Din copilărie, o cunoaștem. Exact. Nu-mi imaginez că sunt în Belgia sau în Italia producător de turtă cu julfă. Deci e un preparat tradițional, un produs tradițional românesc pe care, de ce să nu-l putem promova? Sigur că îl putem promova, mai sunt și altele. Da, sigur că da, trebuie să depistate și puse în valoare. Și, credeți că parlamentarii pe care i-am avut până în momentul de față au reușit să impună cumva România ca și entitate națională și din celelalte puncte de vedere și al culturii și al... Este fiecare dintre europarlamentarii pe care noi avem, europarlamentarii români, clar că fac ceva ca să aducă în față țara, evident. Sunt unii care sunt pe domenii agricole, alții pe domeniul de sănătate, alții pe domeniul de mediu, dar fiecare sigur că face ceva pentru că nu degeaba au ajuns acolo. Aveți idee de evenimentele acestea cu greva fermierilor și cu toate celelalte? Da. O mișcare care a cuprins întreaga Europa. Da. Acolo trebuie să analizate cauzele, trebuie analizate măsurile. Acum greva s-a liniștit, nu știu dacă s-au luat măsurile cuvenite. Cel puțin au fost promise, știu, da. Inclusiv pe teritoriul României, știu că greva a fost stopată în momentul în care s-au făcut niște promisiuni cu termene de aplicare și era undeva până la sfârșitul lunii iunie, trebuiau să fie aplicate toate promisiunile pe care le-au făcut. Mișcarea aceasta a agricultorilor, mișcarea europeană a agricultorilor, a fost pornită ca o formă de revoltă pentru produsele importate din afara Uniunii Europene, unele dintre ele mai ieftine decât cele pe care le produc agricultorii din cadrul Uniunii Europene. Și atunci toți fermierii s-au revoltat, că erau din România, că erau din altă parte, toți fermierii s-au revoltat exact pe acest motiv. Dacă noi producem la un anumit standard, pentru că așa prevede Uniunea Europeană, că trebuie să avem niște standarde cu toții pe care trebuie să le respectăm. Dacă noi avem o liberă circulație a mărfurilor între statele noastre și dacă pentru terți trebuie să aplicăm niște taxe vamale altele decât cele pe care le avem pentru cei din Uniunea Europeană și cu toate astea, acelea sunt mai ieftine, nu e fire să fie revoltați? Da, fără îndoială. Dar în ce mă privește, eu privesc, analizez situația respectivă dintr-un anume punct de vedere și am să vi-l spun și vă cer părerea. Deci avem o masă de fermieri și în România și în toată Europa. Nu ne interesăm prea mult de ei. Ei ajung să sufere, să aibă pierderi economice foarte serioase. Unii dintre ei vorbeau de faliment. Și pare că nu este nimeni care să ia pulsul permanent acestei pături foarte importante din Europa. Pentru că dacă aveau și cunoșteau bine cei în cauză problematica agrară, nu se ajungea aici, se preîntâmpinau și pierderile și toate celelalte. Și atunci, credeți că puteți face ceva pentru această masă de oameni care, iată, acum s-a întâmplat cu problema, mă rog, cerealelor din Ucraina, dar pot să apară și altele. Am văzut
cisterne cu lapte aruncate pe autostradă. Fructe și alte strivite, lucruri, și fructe și altele. Da. Credeți că puteți face ceva din... din punctul acesta de vedere? Cu siguranță se poate face, pentru că atunci când există dialog, indiferent la ce, în ce domeniu, atunci când există dialog, ai posibilitatea să te informezi și poți să stârpești răul, să zicem, de la rădăcină. Adică nu trebuie să ajungem până în acest punct să aruncăm laptele, să strivim fructele, să aruncăm cerealele altora. Dar dacă există dialog, există informație, se depistează cauzele acestor probleme, pot fi rezolvate și pot fi reparate în timp util. Mă gândeam la faptul că s-a ajuns până acolo încât... revolta a luat forme, aș zice, ușor agresive. Au fost și așa sunt revoltele în general. Da, da, dar este un deficit de cunoaștere a Europei, a Parlamentului European, un deficit de cunoaștere a situației din teren, din diverse țări. Și este păcat că se ajunge până aici. Este ca și cum i-am avea undeva într-un izolator, le mai dăm ceva de mâncare și a doua zi și a treia zi, la un moment dat se revoltă. Și atunci abia te duci să vezi de ce se revoltă. Nu, lucrurile acestea trebuie să preîntâmpinate, nu ca revoltă, ci ca și situație economică. Aveți perfectă dreptate. Situație care i-a sărăcit pe foarte mulți dintre ei. E adevărat, dar gândiți-vă un pic că asta este atitudinea față de oricare altă problemă. Au ieșit cadrele medicale în grevă. A fost același lucru. De ce s-a ajuns acolo? Pentru că a fost cineva care a neglijat acel segment. Adică ajungem să mărim salarii pentru că au ajuns profesorii să iasă în grevă. De ce? Pentru că a fost un segment neglijat. Poate Parlamentul European și poate un parlamentar plecat de la Iași, de la Universitatea pentru științele vieții și medicină veterinară, da, poate să pătrundă în esența fenomenelor acestor fenomene, nu toate fenomenele, dar măcar a unei porțiuni, a unui domeniu, în așa fel încât Uniunea Europeană să fie mai bine informată. Dacă își propune măsurile și dacă să dorește, se ia la timp. Dacă își propune și dacă își dorește, cu siguranță poate. Voiam să vă mai întreb încă și altceva, doamna profesoară. Să lăsăm grevele agricultorilor. După opinia dumneavoastră, care este locul României în Europa Unită din punct de vedere agrar, din punctul de vedere al agriculturii? Contează această țară? Contează, sigur că da. Contează pentru că suntem o țară care suntem binecuvântați, în această țară suntem binecuvântați de tot ce ne trebuie, de apă, de câmp, de deal, de munte, avem tot ce ne trebuie, doar să știm noi să punem osul la muncă și să fructificăm ceea ce avem deja dat de la natură. Contăm pentru că în această Uniune Europeană fiecare participant vine cu resursele proprii. Ori resursele noastre sunt suficient de bogate și de binevenite și evident au nevoie de ceea ce avem noi. Mai ales că suntem una dintre țările care nu am fost cu foarte multe pesticide, nu am fost cu o chimicalizare a agriculturii foarte mare. Am avut norocul, între ghilimele, că înainte de 89 n-a intrat industrializarea atât de mult în agricultură încât să distrugem pământurile și ce mai avem noi bun aici din natură. Și prin urmare, ce producem noi este important pentru Uniunea Europeană. Printre țările cu agricultură care contează în Uniunea Europeană se numără fără îndoială Franța, dar iată Polonia, Spania cu legumele, Spania și poate și Italia la un moment dat, Grecia cu fructe, dar masiv Franța are întinderi foarte mari. Zone mari agricole, da. Da, cu culturi agrare. Locul României unde este?
Pe la mijloc. Pe la mijloc. Pe la mijloc, da. Pe acolo suntem plasați. Și ca surse de finanțare din Uniunea Europeană în agricultura noastră și cu ceea ce producem noi, suntem undeva în zona de mijloc. Dar în ce privește... Și în zona de mijloc și datorită faptului că nu suntem nicio țară foarte mare numeric ca populație și ca areal și atunci cu tot ce avem noi ne încadrăm undeva în zona ca de mijloc. Ca areal ar zice că suntem ce obțin pe locul 3 ca întindere și mai ales în agricultura, în culturile mari. În zona de agricultură... În culturile mari stăm bine. Nu stăm bine la... culturile acestea cu plante industriale, nu stăm bine la creșterea vitelor, la zootehnie. Stăm mai bine decât stăm în alte... Stăm bine la vin, doamna profesor. Vă rog frumos, lăudați-mi puțin agricultura românească. Stăm bine, să știți că stăm bine și la animale, chiar eu zic că stăm bine atâta vreme cât vin crescători de animale din alte țări, din Danemarca, de exemplu, vin și înființează ferme de porci la noi, ceea ce înseamnă că este foarte bine. Deci avem potențial pe care îl văd cei din afară și știu să-l fructifice. Avem vinuri foarte bune, după gustul specialiștilor unde spun că sunt sensibile, egale cu cele care sunt din Franța, de exemplu, vinurile noastre. Avem produse de foarte bună calitate, chiar și, și la capitolul brânzeturi stăm foarte bine. Mai lipsește, știți ce ne lipsește? Curajul de a ieși cu ele pe piața mare. Da, și asta este adevărat, dar vorbeați adineori despre faptul că din afară, sigur, investitori care realizează crescătorii, să zicem, de porci și de altele. Aș zice că e un lucru pozitiv, dar mi-ar fi făcut mai mare plăcere să aflu că aceste crescătorii am realizat noi asemenea crescătorii și că guvernul și cei care răspunde bunul mers al economiei și politicii în țara aceasta au grijă să promoveze investiția românească. Cu ajutor vor putea face și ei chestia aceasta. Agricultura românească este, vă spuneam, atractivă și pentru cei din afară și având în vedere că facem parte din această mare familie a Uniunii Europene, ar trebui să ne bucure că există interes pentru cei care găsesc un loc de muncă la noi în țară. Noi ne plângem că nu avem forță de muncă, pentru că forța noastră de muncă migrează către alte zone unde li se pare că este mai frumos și atunci vedem că deja a început să fie reciprocitate. Vin și la noi alții care să înlocuiască pe cei care pleacă de la noi. Da, profesoară, ce putem spune despre câteva caracteristici ale agriculturii românești integrate european, fără îndoială, în comparație cu agricultura europeană și de aici să tragem niște concluzii ce poate face un europarlamentar pentru ca balanța să fie cât de cât echilibrată. E vorba de diversitatea produselor, speciilor, probabil, agricole, da? Este vorba de calitate și de cantitate. Iată, am luat trei parametri. Mai pot fi și alții luați în alți parametri. Dar ce putem spune despre diversitate, calitate și cantitate în agricultura românească și cum poate un europarlamentar să influențeze atât local cât și la Uniunea Europeană situația în care ne aflăm noi? Diversitate, deja avem diversitate de produse pentru că și înainte de a intra în Uniunea Europeană, dar mai ales după ce am intrat în Uniunea Europeană, au fost introduse pe piața românească, pe piața agricolă românească, soiuri noi, pe care noi nu le-am avut, soiuri curate pe care le-am luat din altă parte și le-am adaptat, rase de animale pe care noi nu le aveam aici, dar le-am adus din altă parte și le-am adaptat. Unele s-au adaptat, altele nu și evident s-a renunțat la ele. Au fost atât în cultură cât și în creșterea animalelor schimburi dintre acestea de gene, dintre speciile, dintre rasele aduse din afară și cele care sunt de pe plan local. Deci, la capitolul diversitate stăm bine. La capitolul calitate
suntem în curs de echilibrare a calității cu ceea ce ni se cere de pe piața europeană, pentru că este firesc, repet, să respectăm normele care sunt impuse în tot ceea ce înseamnă piața europeană. Și acolo unde există deficit, se lucrează, sunt norme, sunt proceduri pentru a se echilibra și acest parametru numit calitatea produselor agricole de proveniență românească. Și al treilea era cantitatea. Cantitatea este în unele zone comparabilă cu cea din Uniunea Europeană, deci cu sursa de unde au provenit, cum vă spuneam mai devreme, plantele, animalele pe care le-am introdus în țară. Unele sunt comparabile, pentru unele încă se lucrează ca să le ajungem, să le aducem la parametrii pe care îi au acolo în țara de unde provin acele plante și animale. Repet, având în vedere că suntem în această Uniune, trebuie să respectăm regulile și normele pe care le are Uniunea Europeană și pe care ni le impun și nouă. Da, profesoară, un domeniu ca agricultura poate fi susținut național și apoi poate fi susținut european? Cred că întâi european și apoi național. Da? Așa ar fi normal, da. Depinde cum așezăm căruța și cum așezăm calul. Da. Fie așa, fie așa. Da. Acum, în ce privește problema legislativă și problema financiară, credeți că puteți face mai mult pentru agricultura românească? Cu siguranță. La nivel european? Cu siguranță. Pentru care ar fi direcțiile în care vă gândiți să acționați? În Uniunea Europeană, agricultura este unul dintre domeniile care prezintă o foarte mare importanță și această importanță a agriculturii din activitatea Uniunii Europene se regăsește și în bugetul alocat agriculturii și sunt fonduri undeva peste 40% alocate agriculturii prin diferite forme de sprijin. Aceste forme de sprijin, repet, venind de la Uniunea Europeană, sunt fie direct către producător, că e fermier de cultură mare, că e fermier de creștere a animalelor, deci sunt aceste forme de sprijin direct către producător, dar sunt și acele forme de sprijin indirect prin intervenția pe piață, prin stabilirea unor prețuri, adică sunt mecanisme ale Uniunii Europene care pot să ajute agricultorii români. Obligatoriu, aceste mecanisme ale Uniunii Europene trebuie să fie susținute și de mecanismele naționale, pentru că în altă manieră nu se poate lucra. Da. V-aș sugera, nu știu dacă aveți în plan niște întâlniri cu fermierii din județul Iași. Am. Și să-i întrebați care sunt problemele legislative și care sunt problemele financiare. Nivelul de absorpție a fondurilor europene în agricultura județului sau în agricultura românească, să zicem, în ansamblu. Este satisfăcător? Bine zis, satisfăcător. Se poate clar și mai bine, dar pentru această absorpție a fondurilor Uniunii Europene trebuie să înțeleagă și fermierii că au nevoie de consultanță. Sunt fermieri care consideră că un consultant l-ar încurca, dar e bine să înțeleagă că au nevoie de consultanță în acest domeniu și se pot realiza proiecte frumoase și e nevoie. Eu știu fermieri care au apelat la aceste fonduri și i-au ajutat foarte mult și care și-au dezvoltat afacerile pe baza acestor fonduri europene. Apropo de porcii care vin din Danemarca, de ce trebuie să vină de acolo? Când noi am avut crescătorii de porci și avem chiar rase de porci, avem mangalița care cred că e românească, dacă nu mă înșel, este realizat soiul pe undeva pe la Mangalia, de aia se și cheamă mangalița. Da. Și atunci avem fond genetic, avem pricepere, ce nu avem? De ce trebuie la noi să fie așa de des o pestă porcină, da? Și în Danemarca de exemplu să nu aibă asemenea accidente. Acum, ca profesionist, vă spun că rasele noastre de
porci, rasa mangalița despre care a spus dumneavoastră mai devreme și mai sunt. Mai mult câteva, nu știu, să știți. Mai sunt vreo câteva. Nu mai corespund preferințelor omului actual. Omul actual nu-și mai dorește o carne grasă. Omul actual își dorește, dacă se poate, să fie doar carne macră, cum îi zicem noi, doar mușchi fără grăsime. Omul actual nu mai știe ce înseamnă perselarea cărnii. Nu, e altă calitate a cărnii de la acești porci autohtoni. Atenție, doamnă profesoară, acum vorbiți despre un soi românesc. De acord cu dumneavoastră și știu ce vă spun. Și carnea pe care o avem... Apropo de ce vă spuneam un pic mai devreme, să știți că sunt unități producătoare de preparate din carne de porc care folosesc porci de o anumită rasă modernă și nu au suficientă grăsime și cumpără grăsime de la producătorii locali ca să poată să compenseze grăsimea de la rasa actuală. De asta vă spuneam că cerințele actuale sunt un pic altele decât cele pe care le avem noi. Dar este extrem de important ca aceste rase autohtone, cum este mangalița, cum este basna, să le păstrăm, să reușim să le conservăm, pentru că au un fond genetic pe care noi trebuie să-l folosim, inclusiv pentru ameliorarea celor pe care noi le aducem din afară. Dar în ce privește creșterea oilor? Și acolo avem niște rase românești. Da, este exact același lucru ca și la porc, și la vacă, și peste tot, la toate speciile. Deci noi avem aceste specii... Se spune că chiar rasa de oi românească este mai rezistentă decât celelalte rase. E firesc să fie mai rezistentă, oaia, pentru că este crescută aici. Se cheamă, este crescută aici, este adaptată, este formată conform climatului din care suntem noi. Oricele care sunt aduse, vă spuneam un pic mai devreme, trebuie să treacă printr-o perioadă de adaptabilitate. Există riscul să nu se adapteze și pentru că există acest risc să nu se adapteze, ce facem? Nu le putem tăia pe toate. Le folosim cu... Nu le tăiem, dar în același timp eu aș promova și mai mult rasa românească, rasele românești. Da, dar și în creșterea animalelor, ca și în ținutele oamenilor, ca și în toate, și la mașini, există un trend, există o modă. Există o modă pe care o aplică lumea. Acum, de exemplu, este moda creșterii vitelor de carne. Nu prea mai folosim vitele pentru lapte, ci le folosim pe cele pentru carne. În anii 60, 1960, în perioada aceea, au fost create rase românești pentru lapte, exact ca să respectăm moda. Acum am revenit, suntem la animalele de carne. Deci e o modă în toate. Eu cred că o linie de mijloc este cea mai bună și linia aceasta de mijloc s-ar înscrie și ideea conservării raselor românești și promovării raselor românești. Și să știți că Uniunea Europeană dă bani pentru conservarea raselor autohtone. Aș putea schimba discuția și în domeniul grâului. Să știți că am citit ceva înainte de a veni. Pentru că nu sunt născut la țară, dar lucrurile astea trebuie să le revăd, pentru că știam că mă întâlnesc cu un profesor. Se vorbea de grâul de ameliorare de animalelor. Grâul de Moldova, de pildă, se vorbea ca un grâu cu cel mai compact, cu bobul cel mai compact, deci cu o cantitate mare de gluten, da? Da. Și am înțeles că în momentul de față soiul nostru de grâu nu prea mai există pe piața semincieră. E în conservare, pentru că nu e producția atât de mare ca la celălalt care este adus din afară, care este creat mai mult pentru cantitate și un pic mai puțin pentru calitate. Echilibru dintre cantitate și calitate uneori trage spre cantitate. Eu n-aș pune în umbră, aș crea chiar o mișcare și vă propun în calitate de parlamentar o mișcare în rândul fermierilor și cu înlesnirile potrivite să stimulăm rasele românești. Și grâul românesc, grâul acela românesc, nu era un grâu de stațiune experimentală. Era un grâu cu o genetică adaptat, foarte puternică, care venea din adaptat tradiția culturii de secole adaptat a grâului. Sigur că da. Știți că expresia aceea că am fost grânarul Europei, toată lumea o folosește
ca pe o chestie de laudă. Mie mi se pare că nu prea e de laudă, pentru că noi de fapt am fost crescători de animale. Arealul țării noastre a fost specific creșterii animalelor. Noi am fost sursa de cai pentru armata austriacă, dar am deranjat cu cai și cu calitatea animalelor pe care noi le distribuiam și atunci ne-au sistat posibilitatea de a exporta aceste animale și am devenit vrând nevrând producători de grâu. Și așa am devenit noi grânarul Europei. Da. Dar am făcut bine și cu grâul, și cu vitele, și cu caii pe care noi îi exportam. Aș mai pune o problemă, care cred că pune în încurcătură și pe consumator, și pe cultivatorul sau producătorul din zona agricolă. Produsele bio. Cum stăm în România? Ce avem de făcut? Cum stă Uniunea Europeană? Care e trendul aici, dacă vorbim de trenduri? Produsele bio sunt tot într-un trend. Sunt tot un trend. Produsele bio dar sunt... Dar e un trend pozitiv, trebuie să recunoaștem. Da. Da. E un trend pozitiv. Un trend pozitiv... Adică nu recomandați produsele bio? Aveți rezerve? Da. De ce? Pentru că... În opinia mea, sunt foarte, foarte greu de obținut produsele bio. Probabil că sunt și culturi care sunt obținute... 2 kilometri mai departe de limita la distanță, lotului. Pământul să aibă la adâncime cu ani de zile să nu fi fost folosite pesticide. Adică undeva pe parcursul întregului lanț este aproape imposibil să nu fie ceva care nu este bio. E aproape imposibil. Inclusiv în perioada știți ce am pățit? Am cumpărat produse bio, că discutam despre produse bio, dintr-un supermarket românesc, o cutiuță cu mere bio și când am desfăcut folia, avea un miros de DDT care evident m-a împiedicat să mănânc acele mere. Și eu le-am plătit la preț de bio. Bine, aici este altceva, este comerțul și este comerțul, da. Păi nu pentru asta facem produsele bio, da. nu ca să le comercializăm. Nu, dar mișcarea plecând de la DDT-ul ăsta și de la faptul că unii încalcă regulile, nu trebuie să dăm deoparte producția bio. Nu. Trebuie să o stimulăm, pentru că nici cu nutriții aceștia foarte concentrați în fructe, în pâine, în lapte. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar având în vedere mulțumi. Că pământul pe care îl avem e același, adică nu se poate transforma dintr-o dată în pământ favorabil producțiilor bio. Sunt de acord cu dumneavoastră și este foarte adevărat ce spuneți, că trebuie verificată cu foarte mare strictețe cantitatea de pesticide și cantitatea de substanțe chimice care este folosită atât la pământ, cât și la plantă, cât și la conservarea produselor pe care le obținem cumva bio. Deja sunt normative care sunt aplicabile și care sunt de verificat la fiecare produs în parte. Eu spre asta înclin, spre recomandarea verificării acestor cantități utilizate. Fără îndoială, dar revenim la faptul că producătorul român nu prea are obiceiul și nu are se vorbește de o cultură în general. Cultura produsului bio, da. Și atunci vin produse din afară care sunt mai mult sau mai puțin bio, dar sunt mult mai scumpe. Iar aici vorbim de rentabilitate. Producătorul român, dacă trece pe producție bio, ar putea să câștige mai bine. Producătorul român, dacă trece pe produse bio, nu ar putea să câștige mai bine, pentru că producătorul român... Ce ne dacă spuneți mergeți... acum e foarte grav. Este. Dacă vă duceți în piață și vă uitați la o persoană care vinde mere micuțe, care clar nu sunt stropite, nu sunt cu chimicale și le vinde la mai puțin de jumătate decât un kilogram de mere în supermarket, cum poate să câștige? Nu are cum să câștige. Ar trebui să existe o asociație care să colecteze aceste mere, aceste fructe, aceste produse obținute într-o manieră ecologică, în curtea din spatele casei bătrânilor sau
a celor care sunt la țară, această asociație să colecteze produsele și să poată să obțină un preț convenabil și pentru producător. Ori, în condițiile în care există această concurență între produsele obținute ecologice, nestropite, cu mai puține pesticide și cele care sunt aduse din afară și au o cantitate mai mare de pesticide, prețurile sunt inegalabile. Am înțeles problema cu prețurile, dar eu aș milita în continuare pentru producția bio. Și eu militez pentru producția bio, dar, repet, și într-o legislație care să favorizeze această producție bio. Păi vă stă la îndemână, pentru că o să fiți europarlamentar. Acolo puteți, formula reglementări care să sprijine producția bio. Tot ce înseamnă legislație, clar, este, poate fi perfect, este perfectibilă. Deci nu există nu e nimic care să fie bătut în cuie. Totul poate fi adaptat, poate fi modernizat, poate fi, după cum vă spuneam, tras spre ceea ce înseamnă specificul național. Și noi știm ce este aici și noi vom duce mai departe ceea ce este în zonă. Doamna profesoară, am avut fabrici de îngrășăminte. Da? Și în momentul de față nu mai avem, mi se pare, decât una singură și care a reînceput producția. I-am falimentat, pe unii i-am închis pentru că încălcaseră legea. Aveți o problemă din acest punct de vedere? Vă preocupă această problemă? Faptul că noi am importat mult și de la ruși când se putea, acum nu se mai poate, și de la ucrainieni când se putea, că ei au fabrici de, sau dacă le mai au, de îngrășăminte. Și nu mai știu de unde am mai importat. Este... Și treaba aceasta se face cu costuri pentru fermier. Se face cu costuri, și din fermier. Punct de vedere a balanței la export-import. Se face cu costuri pentru fermier. Este foarte adevărat că importăm foarte mult din ceea ce înseamnă substanțele acestea chimice. Dar, pe de altă parte, nici fabricile care existau nu respectau condițiile de mediu, că practic cam ăsta a fost motivul pentru care au fost închise, că nu reușeau să aducă la standarde europene ceea ce însemna protecția mediului. Și prin urmare, nevoie de ele este și pentru că este nevoie de ele, a trebuit să le aducem din afară. Nu zic că este cel mai bun lucru, ca întotdeauna atunci când ai la tine în curte, te costă mai puțin. Dacă aduci din afară, te costă mai mult. Grav este când îl aduci din afară și te costă tot mai puțin. Mă aștept la dumneavoastră să militați pentru crearea de condiții favorabile și de reluarea producției de îngrășăminte, pentru că agricultura românească este lipsită de îngrășăminte organice. O să militez pentru îngrășămintele organice. Și mai bine, și mai bine. Ca să mergem mai departe pe această producție și mai ecologică. Bine, da. Deci mergem totuși până la urmă spre bio. Spre ecologic, da. Da. Da, profesoară, dacă tot am trecut și am discutat atât despre agricultură, haideți să vedem o problemă de politică, să spunem, europeană. Care e opinia dumneavoastră vis-a-vis de suveranism și de economia comandată de la centru? Noi am luptat pentru o piață liberă. Am condamnat economia programată și restricțiile comuniste. Din păcate. Da. Acum suntem Uniunea Europeană, mult diferită de sistem, adică nici nu suportă comparație cu sistemul comunist. Și totuși, în momentul de față, există voci care spun că Uniunea Europeană încorsetează foarte mult libertatea națională, politicienilor naționali, de a merge într-o direcție sau alta. Ca dovadă că a apărut mișcarea suveranistă, care e foarte puternică. Care e poziția dumneavoastră vis-a-vis de suveranism și democrație europeană? Democrația europeană există. Atunci când am aderat la Uniunea Europeană, este clar că a trebuit să îndeplinim niște condiții pe care Uniunea Europeană ni le-a cerut, ni le-a impus. Și totodată, prin aderarea la Uniunea Europeană, noi ne-am dat acordul în tot ceea ce privește reglementările pe care Uniunea Europeană le prevede.
E foarte adevărat că au apărut restricții, dar cred că unele dintre ele sunt și din cauza faptului că n-am știut ce să facem noi cu ceea ce aveam înainte. Și în momentul în care cei din Uniunea Europeană au venit cu niște reglementări care să permită pieței libere, despre care tocmai spuneați dumneavoastră că există această piață unică, este permite libera circulație a mărfurilor, clar trebuie să fim pe aceeași linie cu toți ceilalți. Trebuie să avem aceleași standarde, trebuie să ne supunem acelorași reguli pe care le respectă toți cei din Uniunea Europeană. Suntem o țară suverană în continuare, nu poate să ne spună nimeni că nu suntem o țară suverană, dar atunci când suntem, când facem parte dintr-o uniune, trebuie să fim cu toții conform acelorași reguli. Și totuși, după opinia noastră, am închis fabricile de îngrășământ pentru că erau poluante. Da. Eu știu că erau și alte cauze, dar noastră probabil că v-ați documentat mai bine. Am închis minele de cărbune, da? La fel, pentru că nu respectau niște principii ecologice. De acord. Alții continuă cu mineritul. Germania este exemplul cel mai vizibil. Problema îngrășămintelor. Știți cum sunt de la... Și atunci suveranismul înseamnă legi pentru unii și libertatea așa, pe nevăzute, pentru alții. Suveranitatea statului nostru... Nu suveranismul, regula europeană. Suveranismul din contră condamnă aceste practici, în care țara mea este tratată diferit de alte țări. Nu este tratată diferit, este alegerea țării cum vrea să fie tratată. Pentru că dacă sunt în Uniunea Europeană, sunt reglementări cu... sugestie să, nu obligativitate. Deci trebuie să respecti regulile în așa fel încât să poți să te încadrezi, repet, pe această piață unică. Nu avem cum altfel să facem. Da, dar mai sunt și niște constrângeri. Sunt și constrângeri. Dacă nu închizi minele, îți închid tranșa a doua. Cred că există și situații de negociere pe care poate că ar trebui să avem niște negociatori mai rafinați și care să știe mai bine. Puteți fi un astfel de negociator la Uniunea Europeană? Să știți că eu cred că da. Pe ce vă bazați când spuneți? Mă bazez pe faptul că sunt un naționalist convins, că sunt un om care cunoaște foarte bine ce vrea țara asta și ce trebuie făcut în țara asta și care știe că, așa cum a spus noastră, la noi sunt mumă și la alții sunt mumă și la noi sunt ciumă. Și putem să facem în așa fel încât să fim mumă pentru toți. Haideți să schimbăm puțin, să mai ne întoarcem cu picioarele pe pământ, pe sol. Bine. Pe solul românesc. Bine. Știu că v-ați ocupat foarte mult de management, inginerie și management în alimentația publică și în agroturism. Așa este. Iată un subiect extrem de interesant. Agroturismul și alimentația publică. Da. Este un subiect foarte frumos, este un domeniu foarte frumos care ne satisface nivelul la care s-a dezvoltat agroturismul în România? Turismul rural, da. Agroturismul, nu. Pentru că există un pic de diferență. Nu tot ce înseamnă pensiune în mediul rural înseamnă că este agroturism. Nu. Dar agroturismul este o nișă care poate fi dezvoltată în continuare și pe care se puteți poate merge. Puteți să ne explicați puțin diferența? Da, da, da. Dumneavoastră v-ați ocupat de agroturism. Agroturism. Turismul rural înseamnă tot ce e pensiune în mediul rural. Dacă găsim într-o comună o pensiune, aceea face turismul rural, dar dacă acea pensiune are în spatele ei o fermuliță din care obține ouăle pe care ți le pune ție pe masă la micul dejun, dacă are un cal cu care creează divertisment pentru copiii pe care îi ai acolo în pensiunea aceea, dacă îți creează posibilitatea să te duci să îngrijești niște văcuțe în perioada în care stai acolo, ăsta este agroturismul. Deci mai mult decât pensiunea în sine, decât cazarea în sine, agroturismul îți creează și posibilitatea de a face un pic de zootehnie, un pic de agricultură în perioada în care stai acolo. Deci turismul rural
poate exista fără agroturism. Sigur, dar agroturismul nu poate exista decât cuplat cu o pensiune. Rural. Sigur că da. Da. Sigur că da. Există exemple de oameni de succes în zona Iașului, de pildă, din punctul acesta de vedere? Pe agroturism nu am întâlnit pe agroturism în zonă. Poate dar că pensiuni rurale? Pensiuni rurale sunt. Aproape în toate comunele sunt pensiuni rurale. Și să știți că e un subiect foarte apropo de ce se poate face. Turismul rural și agroturismul în județul Iași ar putea fi o sursă de venit extraordinară, pentru că noi avem în județul Iași avem un areal geografic foarte darnic, cu priveliști frumoase, cu pământ bun, deci chiar se poate face turism în județul Iași. Și este păcat că strategia aceasta județeană nu are o latură mult mai aplicată pe partea asta de turism în județul Iași. Are partidul dumneavoastră o viziune din acest punct de vedere? Da, are. Și în ce constă ea? Exact în ceea ce vă spuneam, în aplicarea aceasta de crearea de trasee turistice, de crearea de puncte gastronomice locale, sunt foarte multe lucruri pe partea aceasta de turism care pot fi făcute, lucruri care stau la îndemâna noastră, care e și culmea e pentru care se și dau fonduri europene și pentru care ar trebui doar să fie cineva să ghideze zonele acestea, să ghideze fondurile în zonele acestea unde se poate face turism rural și agroturism. Și turism în general, că și în orașul Iași și în municipiul Iași se poate face turism. În afară de acest turism ecumenic pe care îl avem noi doar o dată pe an, de turismul medical pe care îl avem din necesitate și de turismul universitar pe care îl avem atunci când avem conferințe la toate universitățile din Iași, se poate face și turism de agrement, pur și simplu turism simplu. Dacă veți fi aleasă, votată și veți fi europarlamentar. Care sunt problemele principale pe care vreți să le supuneți atenției Parlamentului European? Să le luăm pe rând. Probabil că sunt mai multe. Să le luăm pe rând. Relația aceasta de colaborarea agricultorilor români cu agricultura europeană este un lucru pe care eu mi-l doresc să-l putem alinia la nivel european. Mai doresc ca școlile, deși sunt politică națională, învățământul, educația ține strict de politică națională, această politică națională să fie aplicată pe o infrastructură care este ajutată și de Uniunea Europeană, adică tot ce înseamnă învățământ, inclusiv învățământul rural, pentru că încă știți că există diferențe și discrepanțe mari între învățământul rural și învățământul urban. Partea de tineret e un subiect care îmi este aproape și care îmi place să-l abordez de fiecare dată. Tinerii noștri trebuie să devină tineri europeni și prin urmare și aceștia și pentru aceștia trebuie să se aplice strategia de tineret care există deja, dar mai e cu sincope pentru noi. Și mai sunt și altele. Mai sunt și altele, de pildă. Sigur că mai sunt și altele. De pildă, sănătatea. Subiectul de sănătate pentru Uniunea Europeană este un subiect important, dar la fel trebuie pe politicile naționale trebuie să intervenim cu tot ce înseamnă infrastructură și cu tot ce înseamnă tehnologie, cercetare. Uniunea Europeană alocă o pondere destul de importantă pentru cercetare și inovare și toate aceste fonduri care sunt alocate pentru cercetare, inovare și tot ce a fost descoperit în statele Uniunii Europene pe cercetare, inovare, de ce să nu fie aplicate și la noi? Da, aveți dreptate. Dar eu am să vă mai ridic o problemă care a creat într-adevăr nemulțumiri în rândul fermierilor și anume fondurile europene care s-au distribuit în agricultura țărilor europene ca o compensare la întâmplările din Ucraina ne-ar fi îndreptățit să avem vreo 50 de miliarde de euro, sigur aici. Miliarde. Și n-am primit nici jumătate, măcar în același timp, alte țări care nu au fost implicate atât de mult, au primit suma dublă. În timp ce consilierul pentru agricultură era, cred, un polonez.
nu ar fi aici o problemă pe care să o rezolve europarlamentarul Ivancea Mihaela? Nu da. Pentru ce a fost, ci pentru ce urmează. Pentru ce va fi. Da, europarlamentarul Ivancea Mihaela ar putea ca la momentul respectiv să tragă de mânecă pe cei din țară să facă proiecte corecte, corespunzătoare, ca să poată fi alocați banii. Nu, aici era vorba de compensare, nu de proiecte. Tot pe bază de proiecte. Nu se dă nimic, nu vă dă nimeni nimic, doar că nu, suntem... Nu, s-a dat la hectar, s-a dat. S-a dat la suprafață. Da. Pe baza la ce? Pe baza unor documente care trebuiau întocmite în țară corect, corespunzător, aferente arealului și da, care n-au ajuns cum trebuie acolo. Da, se pare că totuși Uniunea Europeană, că unii parlamentari au și vociferat pe motivul acesta. Că stă, nu i s-a alocat suma stă la mâna lor să rezolve. Stă la mâna lor să rezolve. Da. Iată, doamna profesoară, emisiunea noastră s-a încheiat, a trecut ora alocată discuțiilor noastre. Eu cred că telespectatorii și-au putut face o impresie și sper să fie pozitivă în legătură cu prestația doamnei profesoare. Mulțumim, doamna profesoară, vă dorim succes dacă veți fi aleasă și doresc bună inspirație telespectatorilor. Mulțumim și telespectatorilor care ne-au urmărit. Vă mulțumesc și eu. Și să votăm Partidul Social Democrat. De acord cu ce spuneți dumneavoastră. Când vine alt partid, o să spună ce... și am să fiu iarăși de acord. Evident. Sunteți o gazdă politicoasă. Da, așa trebuie.